Seară, la Cursa Iubirii, află în direct cele mai tari picanterii din culisele emisiuni. Habar n-ai ce înseamnă viața! Lăsați-mă really? Să spun pe ele! Păi, stăm la discuții cu cei care au fost eliminați. Mami! Haide! Mamă, ce t-a făcut? Vorbim despre cele mai controversate momente. Am venit să câștigăm, dar nu să... Nu să ne pierdem pe noi. Despre conflicte, despre cuplurile rivale. Încep să apară... falsități. Regula concursului era să nu atingem acel trandafir cu palma. Să fiți corecți. Nu pot zic că mi-a fost ușor să gestionez frustrările adunate. Se încearcă să singur, am înțeles? Cursa Iubirii la Prima TV. Bună seara, bunii mei, și bine v-am regăsit la Cursa Iubirii! Bine v-am regăsit, dragul meu Cove, am o surpriză în această seară pentru ce tine. Anume? Nu va trebui să mă mai ajut mult cu mersul, pentru că am primit o dezlegare de la domnul doctor ca astăzi, atunci când stau jos frumos pe scaun în câteva momente, să renunț la această... No, ce veste extraordinară! N-am bucurie mai mare decât asta, știu, spun sincer. Da. Aproape că aș cânta o ce veste minunată. Da. Lasă veștile minunate, că mai e. Eu zic că ne așteaptă o seară extrem de interesantă, cu alte vești minunate, pentru că vom cunoaște două cupluri eliminate din Cursa Iubirii. Exact. Și o să încercăm să aflăm cât mai multe lucruri despre ei, știute și neștiute, mai ales. Interesant. Ni se alătură la început Dede și Alex. Ceea ce pot să vă spun despre ei este că formează un cuplu tare ambițios. Au fost trup și suflet în competiție și împreună au trecut peste orice obstacol. Și au făcut prieteni cât pentru o viață. Iar despărțirea, să știți că a fost cu lacrimi. Eu zic să îi cunoaștem mai bine. Pe ea o consider ca, ca pe un dar. Până la ea, nu am avut nicio relație, să spun, serioasă să stau. Adică nu era ceva, nu simțeam eu. Mie îmi place de el că e foarte ambițios. Că dacă își pune ceva în cap, aia face. Și e cam tot. Tot îmi place la el. Bravo, Cătălin! A câștigat trofeul. Parcă ați dat gol! Mie îmi place totul la ea, dar are de să vă spun principalele motive. Deci, unul la mână e deșteaptă. Asta pentru mine contează foarte mult, că e o persoană inteligentă din toate punctele de vedere. Și ea, la fel ca și mine, e ambițioasă, nu se lasă niciodată. Nu se lasă. Deci dacă o pune să scoată copacul ăla din pământ, ea îl scoate, face cumva, îl scoate până la sfârșitul zilei. E, nu știu, totul. Are câte un pic din fiecare. Sunt prea încăpățânată. Încăpățânarea ta? Da, cred că îl deranjează în unele situații destul de mult. Și cum faci când ești încăpățânată? Foarte urât. Nu cred că vrei să vedeți cum face. Mă gândesc să-mi fie mie prima dată bine și după, da, nu neapărat să-mi fie mie bine și ei nu. Adică uneori, mai bine spus, iau eu deciziile fără să o întreb pe ea. Adică iau o decizie, în mintea mea știu că e bună și nu mai țin cont de ce spune ea. Cu ea am lăsat foarte mult la orgoliu, adică cu ea las foarte mult de la mine și e singura persoană unde las. Du-te, 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 bravo, 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 du-te, bravo, 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 bravo. Suntem o echipă în tot ce ține. Absolut toți suntem o echipă. Competitivi, uneori suntem competitivi chiar și între noi. Da. Fără să vrem de foarte multe ori, dar suntem. Evident că viața de sportiv la amândouă nu că ne-a afectat, dar a pus un pic amprenta pe noi. Și competitivitatea cred că vine și din lucrul acesta. Părinții mei sunt foarte mândri de relația noastră și de noi și chiar și de mine singură, că am ajuns într-o astfel de relație, o relație foarte ok față de ultima cel puțin. Și îl plac foarte mult pe el și au foarte multă încredere în el.
De obicei mă lasă să fac chestii singură, adică sunt de acord, nu că mă lasă, dar au mai multă încredere în mine dacă e și el cu mine. Cum ar fi și la această emisiune. Probabil dacă era o emisiune să merg singură, erau așa un pic sceptici. Alex și Dede, bine ați venit! Bine v-am găsit! Mă bucur tare mult v-am să vă regăsit. La fel de tineri, la fel de frumoși, la fel de ambițioși? Normal! Normal. Doar așa, doar de față. Cum ați descrie experiența Cursa Iubirii? Foarte interesantă. Așa? Cu oameni interesanți, da. Diferiți. Bine da. Spus, interesanți. Așa? Așa, continuu. Și a fost o experiență din care chiar am avut ce învăța. Perfect. Ia să vedem, Alex, ce vrei să zici? Spus, da. Prin interesanți? Păi astăzi, așa, am realizat că nu e bine să judec o carte după copertă. Da. Și că oamenii sunt foarte, dar foarte schimbători. Acum râd cu tine, mănâncă cu tine, se distrează cu tine, după te vorbesc de rău, te... Ai vrea să faci referire la cineva direct? Da, adică nu, eu sunt o persoană tare asumată și eu și ea suntem, adică merg pe chestia asta, mai bine sunt asumat deci decât cine să... Deci cine v-a deranjat? Da, deci de la început, noi cu Edi și cu Tania ne-am înțeles foarte bine. Așa? În primul episod, da. primele da, două, da. Oamenii ok, n-avem ce să zic, n-am înțeles cu ei. Și după brusc să se întoarcă la 180 de grade, faza aceea urâtă de la Straja când așa. A făcut-o pe de proastă, să fim serioși. Și... Da, dar de asta nu cred că știe nimeni. Nu, da, a fost... Pentru cei care n-au văzut acel moment. Păi a fost în felul următor. După ce am avut gala, că noi atunci am ieșit pe primul loc, da. Am dat niște note. Noi pentru că Gabi și cu Anca aveau o discrepanță mare de puncte da. Față de restul cuplurilor, am zis să nu dăm notele celorlalți atât de mari încât să se vadă urât. Se vedea urât la televizor să... fie diferența aia. Și am zis, hai să facem în așa fel încât să fie măcar acolo apropiați, că oricum se vedea clar că ieșeau. Și Anita s-a supărat foarte tare pe noi că i-am dat nota 6. Așa. Dar eu cred că s-a supărat mai mult pe explicațiile mele. Exact. Mai mult pe explicații, pentru că Anita atunci, mă rog, a povestit o experiență de viață, da? Sigur, pe care cei cumva mai trecuți prin ale vieții au privit-o altfel. Voi fiind foarte tineri, voi fiind cei mai tineri din, din competiție, ați fost foarte fermi așa și foarte lipsiți de echivoc, cumva. Hai să vedem câteva imagini și și ne întoarcem să discutăm. Este rândul vostru. Nota 6. Nu pot să cred. Vă rog să justificați. Noi considerăm că ea încă n-a trecut peste fosta relație complet. Nu e nimic de adăugat, adică niște traume, un om care își spune traumele lui, vine aici și ți le spune în fața tuturor și le recunoaște. E normal să mergem cu traumele astea și să lucrăm împreună. Mi se pare că este un pic toxică din cauza asta. Nu e toxică nu deloc. Dar asta da, cum se mea, așa mi se pare mie că este un pic toxică din cauza aceasta. Cum să ține le afectează, toxică? Că fosta relație le afectează acolo? Relația actuală. Păi lăsați-o, dacă consideră că e o notă de 6, respect decizia, dar aștept să ajungă la vârsta mea, să treacă prin experiențe, păi, să vadă exact. Ce înseamnă cu adevărat niște habar chestii n-are, pe care le ai în spate și care te afectează. Puteam să fiu în relație de 10 ani cu Cristi. Să am trei copii, să am aceeași, nu traumă, dar acelea sentimente pentru ce s-a întâmplat în trecut. Lucruri pe care nu ai cum să le știi că ai 19 ani. Corect. E nota ta, ce respect. E vorba de trecut și ce s-a întâmplat atunci. Fix de momentul ăla de acum 3-4 ani. Nu are legătură că eu mai țin sau n-am trecut. N-are nicio legătură. Nu, dar mie nu mi se pare. Aici eu nu am acceptat nici de la ei. Pentru că ai 18 ani și habar n-ai ce înseamnă viața. Ok, dacă am 18 ani, atunci lăsați-mă să-mi spun părerea. Da, dar vorbești prostii și mă deranjează. Anita, vreau să spun și eu o întrebare, te rog. E vorba că e o chestie acolo care m-a deranjat. Eu nu-l mai vezi pe omul ăla. N-am zis că-l mai iubești, am zis că nu ai trecut peste el. Ba, am trecut, uite-mă aici, în puii mei, nu eram în altă relație. Am stat 2 ani singură doar ca să trec peste relația aia. Ce înseamnă asta?
că n-am trecut. Mă băgam în relație în secundă a doi, să uit cum fac majoritatea. Gândește-te ce vorbești. Păi mă enervez. Mea. E părerea ta, dar e o părere proastă din punctul meu de vedere. Și iartă-mă că mă răstesc, dar mă deranjează. E teribil ce zici. Faptul că eu consideram că eu merit cea mai mică notă, și anume 6, și că aveam punctajul cel mai mare pe tablă și trebuie să fim la egalitate și mi-au dat 6, pe mine m-au dezamăgit. Nu sunt supărată, nu o să-i depunctez, dar sunt dezamăgită. Sunt niște oameni la care nu mă așteptam să fac asta. Regretați acum decizia luată, nota dată? Nici explicație, adică nici nimic. Și acum susțin tot ce am zis în episodul respectiv. Eu nu aș accepta așa ceva. Ea a și spus în declarațiile respective ceva de genul că sunt proastă, că încă plâng după el. Nu mai știu exact așa, cum, dar ceva de genul ăsta. Eu încă îmi susțin ce am zis. Nu aș accepta și nu mi se pare ok. Că am 19 ani și că nu știu ce e viața. Da, dar ei, Anita, mă rog, atunci când a spus, a povestit situația respectivă, da, ea a menționat faptul că a comunicat cu fostul soț pentru că era o problemă de sănătate, adică i-a justificat cumva de ce a mai păstrat legătura. Asta nu n-a cântărit cumva? Nu, pentru că a zis că și în momentul de față ea a mai comunicat cu el. Ok, înțeleg în primele luni de relație să mai comunici pentru că sunt niște probleme. Dar după un an sau cât au ei, nu știu, eu la 19 ani nu văd așa situația. Edi a intervenit, mă rog, Edi și Tania, amândoi au intervenit foarte abrupt cumva. Ei fiind până în acel moment, cum a spus și voi, prietenii voștri. Erau destul de apropiați, exact. Vă considerau copii. Și să precizăm unele chestii, pentru că noi de foarte multe ori s-a văzut, am ieșit printre primii și am abordat altcumva toate situațiile. Mm-hmm. Din primul episod am avut alte tactici. Am fost diferit. Da. Multe din aceste tactici, cum a fost și la straja cu copacii, ați văzut, inițial noi am avut cel mai bun timp. Noi, fiind înaintea lui Edi și lui Tania, le-am spus ce trebuie să facă pe traseu. I-am susținut. Susținut. Știam, ne-am asumat că poate să treacă peste noi. Bă, dar măcar zi și tu acolo. Dacă nu erau ei, nu știam că trebuie să facem aia. Sau, uite, ne-au zis copiii că, bă, ok, înțeleg, suntem cei mai mici. Nu, e o diferență, dar măcar spune chestia aia că te-am ajutat. Că dacă nu te ajutam, nu spuneam la placa aia de skateboard cum să stai, că dei, te duceai de-a berbeleaca, așa, ca pe săniuș. Dacă nu îți spuneam la alea de se mișcau, că trebuie să pui picioarele pe cabluri ca să nu cazi, cădeai și nu mai scoteai același timp. Adică asumă și chestiile alea. Plus faza aia când a fost de a interveni, mai ales Tania, atât de vehementă, nu și avea locul. Nu era discuția ei cu noi, nici discuția ei cu Anita. Era strict între noi și Anita. Între noi și Anita putea să iasă scandal mare și mai mare de atât. Nu vii tu, nu era părerea ei. Da. O lași în pace, îi spui după. Nu sar, cu ce chestie sar tu să ne ataci atât de tare? Poate au vrut să strice puțin relația dintre voi și Anita, cumva, care nu era o relație nu era o relație până în momentul. Nu, era o relație chiar ok cu Anita. Și nici după n-am avut o problemă personală cu ea. Adică noi n-am avut nimic. Nici în momentul de față n-am o problemă personală cu ea. Dar poate mici, așa cum sunteți voi, cei mai mici de acolo, poate au simțit cumva un pericol în voi, mai ales că i-ați ajutat și au văzut că vă merge mintea, că prindeți niște... Erau realmente, erau realmente un pericol, pentru că trebuie să o spun, eu am fost acolo și am văzut, voi ați fost întotdeauna extrem de inventiv la fiecare probă, voi ați găsit soluțiile de a face proba respectivă și de a scoate timpul cel mai bun. Da. Mai ales în Aventura Park le-ați dat clasă tuturor. Da. Și ei s-au fi simțit amenințați că... Nu, vreți să vă spun ceva? S-au simțit amenințați din primul episod. Da, clar. De la prima probă s-a văzut clar că suntem o amenințare, în condițiile în care eu atunci încă aveam și ea cu picioarele, că noi am fost operați înainte să ne băgăm în misiunea asta. Eu încă eram în recuperare. Aveam 5 luni de la operația la genunchi. Tocmai de-aia și ideea de a sări într-un singur picior, că nu puteam în două, mi-l rupeam iar. Adică când vezi că unul care e ciung și mai e încă una care tot la fel, nu e pe ambele picioare ok,
sunt peste tine, te gândești, băi, asta e așa, ăștia într-un picior ne fac. Dacă și-o reveni mai pe... Da, a fost și proba aceea dificilă cu împrăștiatul gunoiului de graj, dar hai să vedem câteva imagini și ne întoarcem la discuție. Fix acolo, că nu mai am forță. Care dată primul îi ajută și la celălalt? Aici am dat de pământ. Avem pământ aici. Dacă aveți pământ, ați gătat. Al doilea. Păi după tot, nu asta să ieșim pe 11. Fata asta e avea noroc din ticuie. Au gătat și copiii. Gata! Bravo. Gata! Vine încă. Vreau cu 2. 3. Cu 3. 3. 3. Hai da, cu 6. Bravo. Bate palma. Bate palma. Bravo, ai fost foarte bună. Ai făcut foarte bine, bravo. Cea mai bună ai fost, bravo. Mami. Dar are un atac mic de panică. Gata, mama. Mami, să te duci aia până. Da? Respiră calul meu. Trage aer. Respiră și inspiră. Hai. Nu, nu, nu. Dar ești bine, bebe. Ai cu niște apă. Cu niște apă rece. M-am agitat foarte tare. Și foarte cald. Și du-mă până aici. Pe tine ce te-a dărâmat cel mai tare la proba asta cu bălegarul? Mirosul, căldura, efortul fizic? Cred că s-au adunat toate. Și stresul și oboseala când dimineața aia ne-am trezit foarte devreme. Efortul nu cred că a fost atât de mare, că sunt obișnuită cu efort fizic. Suntem sportivi, toată viața am fost sportivi, așa că suntem obișnuiți cu efortul fizic. N-ar fi fost o problemă asta. Da, a fost o probă solicitantă. Și era și foarte cald. Foarte mulți concurenți au cedat. Adică chiar și Adela, spre exemplu, da. Din cuplul Adela și Cosmin, ei fiind de asemenea sportivi, exact, ca și voi. Da? Era și chestia de căldură. Căldură. Că te-am întrerupt. Și de căldură și din mirosul. Te afectează. S-au combinat toate. S-au combinat și... Rezultă ce s-a întâmplat la Dede și la Adela. Na, ăsta e rezultatul, dacă vrei să încercați acasă. Tania, la un moment dat, a declarat că și voi, printre alte cupluri, faceți lucrurile de mântuială. V-a deranjat acest lucru? Da, pentru încă o chestie, revenind la subiectul Tania și Edi, nu știu să piardă. Nu acceptă că pierd, nu acceptă că altcineva e mai bun decât ei. De unde am făcut noi treaba de mântuială? La proba aceea s-a spus clar, a spus Ducu, împrăștiați, puteți să împrăștiați și în afara pătratului, e și mai bine. Nu a spus nici o secundă, Ducu, puneți la limită. Nu vii tu după să-mi spui că eu am întins la limită și de-aia n-am terminat. Nu, n-ai putut să întinzi tot, punct. Corect. Restul au putut să întindă, tu ai fost singurul care, pretext, am întins tot. Nu, nu te asumă. Asumă-ți că n-ai fost ok acolo, n-ai putut. Zi, ok, am întins tot, dar n-am putut să-l întind la timp. Așa și noi am putea să ne ofticăm. Noi am fost foarte mult timp pe primul loc la proba aceea. Eu mă uitam, am fost foarte mult pe primul loc. Dacă ea nu ceda, și nu-i, Doamne ferește că-i scot ochii, eu sunt foarte mândru că a reușit să ducă proba la sfârșit. Ca cu situația de azi. Dacă nu era situația aia, nu ieșeam pe 1. Dacă nu, pe 2, sigur ieșeam. Nu pot să spun acum, păi nu, restul... Nu, l-a aruncat altcumva, a avut altă tactică, l-a ajutat X. S-a mai fost o vorbă că Ducu a ajutat. Nu, Ducu a trecut pe la toată lumea, pe la toate cuplurile și a dat câte o furcă în ideea de a arăta, bă, uite, așa se face. Și am văzut că la toată lumea a trecut, inclusiv la ei care au spus că la ei nu a venit nimeni. A venit și la ei, s-a văzut. Noi avem niște imagini interesante și aș vrea să le vedem. Adică așa se face, știi? Așa îmi face treaba repede și prost. Exact ce mi-era teamă. Exact ce mi-era teamă. Superficialitate, ceea ce nu suportăm noi. Uite ce bătătură am făcut. 3. Și eu am făcut 3. Asta e, hai. Interesantă reacția Taniei. A fost... Ce credeți așa pe parcursul acestei curse, cât ați prins-o voi pe Tania? Credeți că ce-a împins-o să aibă toate ieșirile astea?
Eu cred că Eli a împins-o. Pentru că ea, din ce am cunoscut-o, eu și ce am mai stat eu cu ea și vorbeam, când făcea părul, chiar mi-a fost ca a doua mămică până la un moment dat acolo, Eli a împins-o pentru că ea e foarte bună. Ea are un suflet foarte bun și se vedea chestia asta. Doar că, na, dacă e cineva în spatele tău care zice... Crezi că e care te manipulează, o manipulează. Da, da. Asta da. E cuvântul, o manipulează. Voi ați fost considerați întotdeauna copiii, da, concursului, se spun așa, dar cumva pe copiii ăștia, la un moment dat, cam fiecare a încercat să îi dea deoparte sau să le găsească cât un cusur, cât un defect. Da, pentru că, na, cine să dea decât în copii. În primul rând, să dai în copii și știind că, virgulă, copiii sunt și buni, unele dintre cele mai puternice cupluri. În cine poți să dai? Că te gândești, da, ăștia sunt mici, îi faci din vorbe, nu gândesc prea mult, îi faci imediat, de ei să scăpăm primii, că nu au cum să ne influențeze. Om fi mici, dar nu suntem proști. Exact. Proba cu roaba, vă mai aduceți aminte? Da, normal. Câtă invidie să fi creat acolo, la proba cu roaba? Nu știu, hai să vedem imaginile și discutăm după. Doi, unu, start! Curaj! Bravo. Încet. E foarte tare că au putut să facă asta. Hai că puteți! Sunt amândoi foarte ambițioși, își doresc să câștige. Pune un picior în față, unul în spate. Așa, bravo, că mai e în față. Picioarele mai în spate. Ușor, copii, ușor, că nu mai spune. Înainte, în exterior. Doar cu ei nu mai intră nimeni. Hai, ușor, ușor. Hai că sunt noi la roate, e bine. Încearcă să mergi constant. Pot să o ia de la capăt? Poți să o ia de la capăt? Păi da, da, pentru că... Bravo, super! Hai, încă o dată! Evident că am luat-o încă o dată de la capăt. Ne o luam de 10 ori de la capăt, nu era problemă de asta. Hai! Haide! Bravo, uite așa, vezi, e mult mai bine că s-a lăsat pe spate. Păi da, dar nu mai vede roata acum. Las că nu are nevoie să vadă roata. Echilibru, el ține din brațe și greutatea trebuie să vină în brațele lui. Hai! Bine, bravo! Hai să-l încurajăm! Haide! Bine, Alex! Foarte bine, Alex! Hai, mai puțin! Lasă-l! Concentrează-te, fă cum știi tu! Haide! Hai că poți! Ai căzut, dar te-ai ridicat. Normal, întotdeauna. Ca o pasăre Phoenix. Dar ar trebui să ne amintim acum și de proba trandafirului. Acolo unde Anita din nou a avut ceva de comentat, nu? Exact, după episodul cu eliminarea. Aici se vede foarte clar că și Edi și Tania și Anita, haideți copii, haide bine. Ok, nu zicem, au fost sinceri, Doamne ferește. Da. Dar să vii să-mi spui că la ăla cu trandafirul îl dau eu. Nu, am ajuns lângă ea, eu nici măcar nu l-am luat, nici nu l-am simțit pe moment. Dar nu vreți mai bine să revedem acele imagini și să le discutăm după? Da.
Hai, Vicent, Bravo! Excelent timp! Alex, la un moment dat când i-a dus trandafirul lui Dede, i-a căzut bombul în palmă și regula concursului era să nu atingem acel trandafir cu palmă. Iar el l-a luat frumos din palmă sau i l-a dat cu mâna, ceva de genul. Tu erai mai acolo și ai zis mai tare. Da, i-a spart mâna și l-a dat cu mâna. Adică eu n-am nimic cu nimeni, dar dacă sunt condiții, sunt pentru toți, mă gândesc. Ah, mai ok, lasă. Știi? Că așa fac mereu, îi acupăr pe toți și după ies proasta, care ajunge la final și primesc notă mică. Cu imaginile așa văzute, cum e? Retrăiești momentele acelea? Da, a fost... Te enervează la fel de tare? Da. A fost extrem de frig acolo. Eu asta știu clar. Da. Extraordinar. Mama, de frig. Deci n-am simțit așa frig în vara, în viața mea, nici nu mai putea. De la extrem de cald, în proba cu bălegarul, la extrem de frig. Extrem de frig, am stat numai în extreme. Exact. Da, noroc cu apa, că era cald. Ai avut un timp foarte bun, da? Dacă nu mă înșel, chiar cel mai bun timp. Normal. Exact. Numai că iarăși acolo cineva a avut ceva de comentat, că ai atins floarea cu mâna, că n-ai... oferit-o așa cum trebuia? Mereu să fie cineva undeva care să comenteze, să zică că nu e bine. Atunci când reușești. Când reușești. Că atunci când nu reușești, nu e nimeni care să te comenteze. Nu e nimeni supărat. Adică toată lumea te încurajează. Clar. Dacă reușești, gata, n-ai făcut ceva bine. Puteam să plec cu trandafirul în mână de la acvariu și să ies pe ultimele locuri. Nu zicea nimeni nimic, era ok. Când ești pe primul, se schimbă. Corect. Să vorbim puțin și despre eliminarea voastră. Cum vi s-a părut? Ne așteptam să ne să fim eliminați pentru că tot aceeași chestie, fiind cei mai mici. N-avem experiență de viață. N-avem experiență. Oricum ați fost foarte frumoși. Exact. Tineri frumoși, transparenți, așa cum ați declarat, buni, i-ați ajutat pe ceilalți. Noi ne bucurăm tare mult că v-am avut în platou și să știți că vă mai așteptăm. Noi mai venim. Vă așteptăm. Mulțumim tare mult. Să aveți o viață lungă și fericită împreună. Doamne, ajută! M-a cucerit pe lângă aspectul fizic și comportamentul pe care îl avea și îl are în continuare cu mine. Mă simt foarte bine în relație, mă simt apreciată. Înălțimea, bineînțeles, este un punct foarte important pentru mine, fiind și eu destul de înaltă. Eu nu pun mare accent pe fizic. Nu pot să zic că Anca nu e frumoasă. Pentru mine este cea mai frumoasă femeie. Te iubesc ca pe sarmale, când te văd îmi curg bale, ca la băile termale. Yeah! E tipic ție, nu mă mir, da. 20 și... O, bă, că am glumit. 4. Bine! Nu mă așteptam să fac glumița asta, sincer. Nu țin minte cum a reacționat pe moment, însă cred că am fost destul de șocată și chiar credeam că va trece la următoarea. Aveam bani, am mâncat doar omleta de dimineață și de asta, adică ea nici n-a mâncat deloc. Am mâncat porția ei și Ion s-a oferit să ia de mâncare. Am venit să câștigăm, dar nu să... Nu să ne pierdem pe noi. Anca și Gabriel, bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Ce faceți? Cum sunteți? După cursa iubirii? Suntem bine ca în stadiul care am fost înainte de cursa iubirii. Da. Așa? Tot nu stăm împreună. Ne vedem mai rar. Mult mai rar. Cum așa? Ce s-a întâmplat? Situația de așa natură, că eu sunt acasă la ei mei datorită problemelor de care am vorbit inițial. Da. El lucrează în deplasare, pleacă constant și atunci foarte rar ajunge acasă și ne vedem în condiții de genul, când suntem chemați poate undeva împreună. Deci voi aveți șansa unei relații fericite. Da, chiar foarte fericite. Mama ta suferă acum de ce? E o situație mai dificilă un pic. E puțin mai dificil, n-aș vrea să vorbesc despre asta, dar este ok în momentul de față. Și ești nevoită să stai împreună cu ai tăi ca să se înțeleagă de ce nu stați împreună acum, nu? A fost un motiv și ăsta pentru care m-am întors acasă, pentru că a avut nevoie de ajutor și din partea mea, însă și anumite probleme au dus la această separare. Nu am mai putut să stăm împreună unde am stat până acum. Cât de dificilă este această separare? O simțiți ca fiind dificilă sau că vă unește mai mult, că poate vă stârnește fiind la distanță? Cred că avem două păreri complet diferite.
Da, cine e cu stârnitul, cine e cu... E și bine, e și rău, că avem mai multe de discutat atunci când ne vedem. Exact. Da, nu mai e acea monotonie de zi cu zi când te vezi constant, dar mie cred că mi-e mult mai dor de el decât e lui de mine. Eu sunt mult mai... Noi știm despre tine, Gabi, că tu ești un tip care nu-și afișează foarte mult emoțiile. Cam așa. Da. Și mă gândesc, ești mai dur, da. Mă gândesc acum că fiind și această separare doar de domiciliu, poate când îl prinzi... Acum spune tot. Nu? Nu spune nimic. Nici acum? Hai să vedem... Hai mai bine să vedem câteva imagini și să aflăm povestea voastră în detaliu. M-a cucerit pe lângă aspectul fizic și comportamentul pe care îl avea și îl are în continuare cu mine. Eu nu pun mare accent pe fizic. Nu pot să zic că Anca nu-i frumoasă. Pentru mine este cea mai frumoasă femeie. Dar eu pun foarte mult accent pe creier. Tu îi oferi partenerei tale tot ce-ți dorești tu să-i oferi? Eu o cunosc destul de bine pe Anca. Eu știu ce își dorește și ea. Știu ce-mi doresc și eu. Știu că ea este mai emotivă, știu că ei ar plăcea un bărbat romantic, pe care încă eu nu sunt. Știu că ar vrea să fiu mai iubibil, să, nu știu, să o sărut toată ziua sau să o mângâi în păr, ceea ce nu fac tot timpul. Și nu cred că îi ofer tot. Cred că am fost crescut într-un mediu mai spartan. Bărbatul nu plânge, bărbatul nu-și arată emoțiile. Cred că în 3 ani de zile m-a văzut doar o dată plângând. Când ai plâns? Ai spus că ai plâns o dată de față cu Anca. Când a fost acel moment? Cred că după moartea unui cățeluș. N-am mai putut să mă abțin. El în momentul în care are aceste crize de vulnerabilitate, dacă pot să le spun așa, nu vrea să fie nimeni lângă el, vrea să fie singur. El nu știe, dar eu îl iubesc și când râde și când plânge și când este puternic și are grijă de mine, dar și când este sensibil în absolut orice... Gabi, nu-ți arăți emoțiile, dar bănuiesc că le ai, nu? Păi s-a văzut la televizor că le-am avut. Doar ce am spus chestia aia, că eu nu plâng și nu fac și nu dreg, 5 minute mai târziu mă gândesc că plâng pe o porție de orez. Dar pe mine mă interesează și relația ta cu Anca. Păi este o relație ca orice relație. Adică ne înțelegem dar foarte în relația bine. Voastră, cât timp, câți ani ați stat împreună, niciodată nu ți-au dat lacrimile dintr-un motiv? Atunci cu cățelușii. Păi nu, eu zic nu legat separat, dar de față cu mine nu. Nu știu dacă a plâns vreodată când nu eram eu în prezența lui. Și dar ar fi avut motiv vreodată plâng? Să plângă? A fost vreo ceartă sau vreo discuție mai serioasă între voi? Au fost, dar eu eram mai plângăcioasă, nu el. Ție-ți place că e așa? Te deranjează sau...? Nu pot să zic nici că îmi place, nici că mă deranjează. Cum am zis, aș vrea să-și exprime emoțiile, pentru că e normal și se descarcă și el. S-ar simți mult mai bine. Nu știu de ce și le reprimă în continuare. Dar bănuiesc că vine cu faptele peste, nu? Da. Asta bine la capitolul fapte atunci și arată... În anumite momente, că nu constant, mai ales în situația în care suntem acum, dar în anumite momente, da. Știu că la el cuvintele sunt mai greu de scos. L-ai simțit aproape în cursa iubirii? Foarte. Mai mult decât l-am simțit 3 ani de zile înainte de serios? Înseamnă că mai trebuie o cursă. Probabil. Chiar mai trebuie. Am avut și momente dificile și mi-a fost alături cum nu mă așteptam. Serios? Chiar nu te așteptai după câțiva ani în care ați petrecut împreună? Da, voi nu ați stat împreună foarte mult timp, nu? Ba da. Păi am dat, 3 ani. De la începutul relației... Dar înainte de cursa iubirii nu locuiați împreună? Da. De câteva luni. De câteva luni. Deci a fost o șansă, cursa iubirii a fost o șansă pentru voi. Da, sincer, am crezut viața la cort, mai bine zis. Am crezut că o să mă tragă mult în jos, am crezut că ea o să fie veriga slabă. Dar am văzut că merge pe motivație, ziceam un lucru bun, bam, trecea acolo. Eu i-am zis că-s pe cuvinte. Și îți place și te atrage mai mult acum după cursa iubirii? Că ai văzut-o mai... Am văzut că poate să dea la îngrășământ. Nu mai știu așa cum am urmele de bronz. Dar cuvinte a avut și el atunci când în cursa iubirii ți-a făcut o declarație frumoasă, nu? Da. Haideți să ne amintim de ea. Încep prin a spune mulțumesc. Mulțumesc că mi-ești alături de 3 ani, parcă au trecut mai mult. Am trecut prin atâtea împreună, iar tu ai fost mereu alături și la bine, dar mai ales la rău.
Ar trebui să nu mai oculez mult subiectul principal, ce aș vrea să spun că te iubesc, dar deja știai asta. O fac nu pentru un motiv anume, ci pentru că așa simt. Nu știu dacă se poate explica prin cuvinte, ci prin fapte. Iubesc plimbările noastre lungi, iubesc când mă cerți, că nu sunt atent, iubesc glumele noastre proaste și iubesc să o căutăm pe Luna împreună. Cred că ai așteptat cam mult scrisoarea asta, dar uite-o că a venit. Te iubesc, P.S. Te iubesc ca pe sarmale, când te văd îmi curg bale, ca la băile termale. Frumoasă declarație, nu? Original. Te iubesc ca pe sarmale. Asta chiar mi-a plăcut. Ce vi s-a părut vouă cel mai greu din ce a însemnat cursa iubirii pentru voi? Cel mai greu? Noi am plecat cu stângul, să zicem. Da. Din prima seară, Anca i-a fost rău, da, ceea ce nu s-a văzut pe filmare și de acolo a început. Mm-hmm. Din ce în ce mai rău. Ne-am bucurat. O să vedem aia... și momentul imediat despre care vorbește. Ne-am bucurat după aia că Anca și-a revenit și am putut, da, să tragem. Da. Am ieșit pe locul 2 la cea mai grea probă, cred că, din concurs. Apoi iar a căzut Anca. Mm-hmm. Și acolo ne-am descurcat iarăși bine, adică am ieșit al 6-lea cuplu din 10. Practic primii de la eliminare. Doar că... în starea pe care o aveam, eu am fost foarte mândră de mine. La care probă faceți referire acum? În episodul în care am plecat. A fost proba cu traseul în copac, okay, și da, bă, da, cu cățăratul. Da, de... da, 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 da. Știu că atunci nu te simțeai foarte bine. Da, păi cu noapte înainte ieșim din spital. Mm-hmm. Iată. De ce a fost să iei în spital? Din cauza stărilor pe care le-am avut. N-am avut până în momentul cursei iubirii probleme. De ce? De anxietate? Practic un rău fizic. Eu nu am stări de greață, de să vomit, să... nu am avut absolut niciodată probleme de genul și chiar mi-este frică de stările astea. Da. Și mai mult cred că m-am panicat pentru faptul că mi-a fost rău. La un moment dat am cedat și fizic și psihic și am zis că dacă nu mă ajută pastilele pe care le primeam, am nevoie mai mult ca sigur să merg la spital, că niște perfuzii mă ajută. Hai să vedem acest episod, momentul în care ai fost nevoită să mergi la spital. A început exact aseară, m-am luat cu niște stări de rău, cu stări de greață continue, am luat pastile și ieri și astăzi toată ziua, dar starea tot era acolo undeva și pe seara am cedat, n-am mai reușit și am avut nevoie de intervenții. Medicii mi-au spus că din cauza unei deshidratări am ajuns să am aceste stări, dar nu am găsit și cu o ușoară anemie, nimic de speriat, însă este acolo. În momentul ăsta participarea noastră este un pic... grea, ne clătinăm un pic, dar sper să revenim cu forțe tari. Doctorii au zis că au pus-o pe picioare, au făcut niște vitamine. Este frustrant puțin, mai ales că suntem la începutul competiției. Nu acuz cu nimic, doar că este frustrantă situația. Este foarte frustrantă și mă simt vinovată, deși știu că nu am de ce, pentru că nu ține de mine. Însă, oricât am vrea să dăm tot ce putem, atât timp cât starea de sănătate nu-mi permite, nu voi forța peste limite ca să-mi fac mai rău decât îmi este deja. Am venit să câștigăm, dar nu să... nu să ne pierdem pe noi. V-ați gândit vreo secundă să abandonați? Nici o secundă. Atâta timp cât pot, cât nu sunt într-o stare fizică atât de rea, cât să nu pot să mă ridic din pat sau altceva, nu renunțăm. Gabi, Anca! Da! 3, 2, 1... Și ai grijă. Hai, Gabi! Hai, Shaggy! Pe o parte că e mai sigur. Ai luat un scurt snack. Bun, perfect. Ăla-i. Trebuie să mergi din 2 în 2. Da, hai, hai. Hai, Anca. Hai, Anca. Bravo, Anca! Într-o cursă a iubirei, o echipă mai iubită, Gabriel și Anca. Ale, 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 o! Anca se pare că face față cu brio, deși aseară a fost nevoită să meargă până la spital, dar se pare că și-a revenit. Ia uite-o cât e de curajoasă. Fugi! Fugi! Ușor! Ușor! Nu fugi la propriu! Ține-te de aerază! A zis careva, fugi! Gabi! Bravo! Imediat! Uite, Gabi, nu ești un bun vorbitor, dar tu ai fost acolo cu faptele tot timpul lângă Anca, ai stat în fața spitalului. Ce zice Anca? Dacă ar avea și vorbele la el, ar fi idealul lui. Absolut pachet complet. Păi și așa, îți, nu știu,
Spui ceva semne de întrebare privind relația voastră sau? Nu, pentru că știam de la început cum este. Mm-hmm. L-am cunoscut așa cum este de fapt și nu... Dacă avem o problemă cu faptul că nu-și exprimă sentimentele prin vorbe, atunci nu mai ajungeam unde am ajuns. Exact. Mm-hmm. Și iată, prin fapte a dovedit, așa cum ai spus și tu. A dovedit. A fost lângă tine, te-a susținut, ți-a dat puterea să revii a doua zi în concurs, da. Pentru că eu consider că este cumva și meritul lui că în seara aia a fost alături de tine și ți-a dat puterea necesară ca a doua zi să te cocoți și să și faci traseul ăla. Și în seara respectivă și a doua zi până să intrăm la probe, pentru că niște chestii care nu s-au văzut pe cameră, eram în afara orilor de filmat, m-a lăsat să dorm de dimineață, însă nu mă trezească pentru micul dejun, pentru că am ajuns foarte târziu de la spital. Uh-huh. Și când s-a întors de la micul dejun, mi-a adus micul dejun în cameră cu ce a crezut că pot să mănânc în starea pe care o aveam. Ce frumos! De ce drăguț. Ei mai spun și lucruri frumoase, le-am spus la început. Da, și voi ce tu zici, dacă nu se schimbă, dacă se schimbă ceva, te anunț, nu? Asta e replica, că mai ai mai văzut pe Scar care îți dea momeală după ce a prins peștele? Da. Uite, Anca spune că tu ai fi bărbatul ideal dacă ai și exprima sentimentele verbale. Tu ce crezi că îi lipsește Ancăi ca să fie femeia ideală sau poate chiar și așa ea este femeia ideală? Păi cred că este femeia ideală, da. Adică să fii dispus, nu știu, întreb și eu acum, știi, ca toate bunicuțele în care tu întreabă... Tu să-i forțezi. Păi și pasul mici. Următor v-ați vedea făcând un eu pas sunt mai sceptic. Important? Nu prea vreau. Ea tot vrea, eu nu. Eu și tu de ce nu vrei? Acolo. Nu vreau, nu-i momentul, nu e timpul, nu acum. A, te consideri prea acum tânăr? Că ce se întâmplă, e și frig, acum vine iarna, iarna nu e, na, ce să... Deci tu nu vrei... Ea vrea, ea vrea, da. Păi el și... se mai gândește. Nu-l forța acum, păi lasă-l să se forțe, mai gândească. Doamne ferește! Eu altceva aș vrea să discutăm acum. Voi, cred că ați fost singurul cuplu din tot ce a însemnat cursa iubirii care n-a avut niciun conflict cu nimeni, nu s-a certat cu nimeni niciodată. Ați fost destul de echilibrați, așa. Sau greșesc eu? Au existat conflicte pe care noi nu le-am știut? Nu, am fi putut să piscăm niște conflicte. Adică, na, cei mai certăreți au fost actorași. Mm-hmm. Da, Edi și Tania. Dar cum puteam să ne certăm cu ei când după noaptea cu salvarea, am dat mesaj pe un grup că avem nevoie de mâncare și dimineața ne-am trezit cu niște covrigii de la ei, semnat Tania și Edi. Exact. Cu Ion, cu orezul. Cum puteam să mă cer cu el? Da. Și au fost gesturi mici de la toată lumea. Sorina cu Lucian, în momentul în care am avut prima gală de eliminare, eram în continuare cu stările alea de rău, i-am zis Sorinei că am o durere de cap foarte groaznică, mi-a dat niște uleiuri esențiale pe care ea le folosește, până la doi nu mai aveam absolut nimic. Parcursul vostru oricum a fost destul de intens, că ați avut și spurcușuri, suișuri și coborâșuri. Dar tot timpul ați găsit posibilitatea să și glumiți cumva așa printre. Da, și la eliminare puteam să fim puțin răi, să dăm o notă de 1 Anei și lui Alex. Dar acum dacă aveam 15.000 de euro și dacă n-aveam 15.000 de euro, după aia de ce să-i scot pe ei și să trec eu mai departe când am pierdut pe... Normal. Pe burta mea. Tu întotdeauna ai avut câte o glumă, ai avut așa un spirit ludic de fiecare. Așa trebuie să... Hai să vedem câteva imagini și ne întoarcem să vorbim. Te rog să spui ochelarii. Hai să aranjăm fetele. Gabriel va trebui să o recunoască pe Anca. Hai să ne apropiem de fete. Ok, atenție. Hai să începem. Start. Cinci secunde. 7. E bine că fetele aveau nevoie de o nouă coafură. 11. 16 secunde. Stai bine cu timpul. E ok. Scuze. 20. O, bă, că am glumit. 4. Bine! Care putea să te coste scump, știi? Ai văzut ce reacție a avut? Am și auzit atunci, am auzit... Da, exact. A treșat un pic. Ia uite-o! Nu, dar din
acasă. Ai fost extrem de sigur că ea este. De aia ți-ai și permis să faci gluma da, asta. Da, da, 100%. Te știam alunița aia dintr-o mie. Mi-a zis după aia că se referi la alunița de pe gât. Deci... Mulțumim tare mult că ați trecut pe la noi. Mulțumim. Ne-am bucurat să vă revedem. Gabi, tu ai rămas în familia Prima TV. Da. Vei merge acum mai departe cu un alt proiect, cu Schimb de Mame. Schimbul de Mame, da. Mi-au întins și... producătorii o mână și acum sunt în echipă cu voi. Bravo. Felicitări. Felicitări. Bine ai venit în echipă. Cam asta pentru astăzi. Mulțumesc tare mult, Diana. Cu drag și cu oricând. Toate cele bune. O seară minunată. Program disponibil pe primaplay.ro.